Industria care ridică județul, cea de extragere și prelucrare a minereurilor neferoase este cea care acum ne creează multe probleme. Minele polează pentru că nu au fost conservate corespunzător și nu au în apropiere acestora stații de purare, iar clădirile care aparțin firmei moștenitoare sunt multe în stare avansată de degradare și constituie un pericol pentru cetățeni. Și vorbim atât de spații în care se derula activitatea industrială, cât și de spații de birouri, cantine sau spații pentru activități social-culturale. Chiar și sediul companiei Remina a ajuns de câțiva ani să fie un pericol pentru trecători. Pentru că nu este întreținută clădirea din piața Revoluției din Baia Mare, a început să cedeze pe aici, pe colo. Periodii bucăți din tencuială se desprind și numai norocul a făcut ca până acum să nu fie răniți trecătorii. Situația a mai fost prezentată de Teleplus Maramureș de mai multe ori și, din păcate, nimic nu s-a schimbat. Reprezentanții Remin spuneau că nu dispun de banii necesari pentru lucrările necesare, așa că, în continuare, asistăm la procesul de distrugere a cunoscutului imobil. Zilele trecute au fost chemați pompierii cu autoscara să dea jos bucățile de tencuială care nu prezentau siguranță. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în perioada următoare. Noi așteptăm un punct de vedere, în primul rând, din partea societății care administrează acum această clădire.